Vă salut și bine v-am găsit la un nou vlog pe care am decis să-l filmez în urma unui comentariu pe care l-am citit de dimineață după ce m-am trezit și mi-am servit cafeaua liniștit. Și am fost foarte surprins de atitudinea unui subscriber sau urmăritor de-a meu care mi-a zis următorul lucru sau mi-a scris următorul mesaj. Bă, pe bune? Ne-ai spus că ai ajuns la pușcărie și acum vii să ne sfătuiești în domenii financiare? Păi ca să vă răspund la întrebare, lucru pe care l-am făcut și într-un comentariu pe care l-am scris înapoi, vreau să vă zic faptul că oamenii care au experiențe rele sunt mai îndreptățiți să vorbească despre lucruri decât oamenii care nu au făcut nimic. Și o să vă explic un pic mai bine cum văd eu lucrurile. Păi, dacă nu te-ai bătut de situații și n-ai ieșit din zona ta de confort, cum ai putea să-l sfătuiești pe altul să ajungă un pic mai de succes decât e, nefăcând nimica? Tocmai despre asta e vorba. Eu n-am zis că am făcut cele mai bune lucruri și nu v-am sfătuit să le faceți, din contră, v-am sfătuit să nu încercați lucrurile pe care le-am făcut eu. Ce vreau să vă zic cu chestia asta este faptul că nu e greșit, în esență, să faci greșeli. Pentru că nu o să poți învăța nimic respectând absolut toate regulile. O să fii doar un om condus de către niște legi. Și să dezvolt subiectul ăsta mai pe înțelesul vostru, o să vă explic concret. Cum credeți voi că au apărut legile, de exemplu, pe care toată lumea în momentul de față le evocă în momentul în care se consideră că cineva a greșit? Păi vă zic eu cum au apărut legile. În urma unor greșeli pe care le-au făcut alții. Deci alți oameni au greșit pentru voi ca vouă să vi se ofere niște legi sau niște lecții. Să vă ferească pe voi de probleme. Păi exact așa și în cazul meu. Eu, într-adevăr, am făcut trafic de câini și am ajuns să fiu arestat. Dar fapta pentru care am ajuns eu să fiu arestat nu consider că e o faptă imorală gravă, pentru că am fost arestat pentru evaziune fiscală și trafic. Asta însemnând că n-am tratat într-un fel care ar putea fi definit rău animalele alea. Din contră, le-am cumpărat de undeva, de unde cu siguranță nu aveau o viață mai bună, și le-am dus într-o altă țară unde oamenii care au plătit un preț destul de mare ca să le cumpere, sunt conștient că le va oferi o viață mai bună. În principiu cam asta am făcut. Pentru asta am fost acuzat. Pe de altă parte am văzut lucrurile altfel. Eu am găsit o portiță în sistem la perioada respectivă să profit de oportunitatea asta, de a face bani. Pentru că dacă aș fi avut bani, cu siguranță nu aș fi dus 2000 de kilometri pe un drum din Cluj în Elveția doar ca să duc niște câini să-i vând. Dar, datorită faptului că am vrut să-mi ies din zona mea de confort și am vrut să-mi asum riscuri și am vrut să încerc să reușesc în viață, am fost nevoit să încalc niște reguli. Poate părea un pic dur pentru unii, dar în viață, pentru a reuși, de multe ori ești forțat să împingi barierele și să încalci niște reguli. E inevitabil asta în procesul de a te dezvolta. Nu poți să te dezvolți. Gândiți-vă la un bonsai. Cum ar putea să crească bonsaiul dacă el este ținut prizonier și rădăcinile lui sunt îngrămădite într-un mic ghiveci? Asta e și secretul pentru care nu crește. Pentru că rădăcinile lui nu se pot duce mai departe, nu se poate dezvolta. Exact așa e și cu regulile pe care ne le impune toată societatea. Dacă societatea îți impune anumite restricții, iar tu ești atât de încrezător în ele încât vrei să le respecti pe toate, foarte bine. Dar vei fi un om condus de sistem, un om care e condus de societate și bineînțeles că nu vei putea să te dezvolți în ritmul în care tu îți dorești. Din contră, nimeni din conducere nu va vrea ca cineva să reușească să fie mai bun decât ei sau să nu se mai supună regulilor, pentru că atunci nu le folosește lor la nimic. Asta e un alt punct de vedere și un alt aspect la care vreau să mă refer în momentul în care vă zic că da, pot să vă dau niște sfaturi și pot să vă educ un pic financiar, în sensul în care vorbesc din experiența mea și sunt lucruri testate, concrete. Și cu atât mai bine, pentru că pot să fiu conștient de ceea ce vă spun. Pot să vă dau sfaturi care cu siguranță vă vor folosi. Pentru că dacă aș fi un om care n-a făcut absolut nimica și am început să fac vlog de la 14 ani vorbind despre cum mă joc pe calculator, cu siguranță aș fi avut mai mulți urmăritori, că sunt mulți gameri și mulți fani ai genului. Dar eu nu asta am căutat și ăsta e unul dintre motivele pentru care am creat comunitatea YouTube, în care te poți alătura canalului Marțian Oficial. Astfel că oamenii care vor cu adevărat să învețe niște lucruri pot să ia parte la comunitatea asta și trebuie să se alăture plătind un abonament. Restul nu e nicio problemă, putem vorbi despre vloguri, despre lucruri din experiența mea care nu interacționează neapărat cu o educație financiară. Toată lumea se uită la banalități, la generalități, dar asta e majoritatea oamenilor. Eu n-am vrut să fiu neapărat omul care se adresează doar majorității. Am vrut să încerc să schimb un pic niște percepții și să vă fac să înțelegeți faptul că pentru a reuși este
imperativ necesar să încalci unele reguli. Pe de altă parte, nu toată lumea își dorește cu adevărat succesul și nu toți sunt dispuși să urmeze pașii care i-ar duce spre succes. Pentru că e mult mai ușor să ai o viață confortabilă, să faci lucrurile așa cum vrei tu, fără să te forțezi să-ți ieși din limite. Și asta presupune foarte multe lucruri. În primul rând, disciplină. Tocmai de asta, în momentul în care am recomandat citirea unor cărți, am și specificat faptul că majoritatea oamenilor cărora le recomand lucrurile astea nu o să le facă, nu o să le citească. Pentru că am fost și eu acolo și am crescut cu anumite preconcepții și cu anumite lucruri care credeam că mă definesc și că sunt foarte bine așa. În primul rând, când ești foarte sigur că ești bine, nu o să poți să evoluezi, pentru că ți-ai închis orice posibilitate de a evolua. Trebuie să fii deschis, să fii destul de inteligent, să înțelegi că nu le poți ști pe toate și că nu ești tu cea mai bună persoană care ar putea să facă lucrurile într-un anumit fel. Tocmai de aceea, eu nu am zis că sunt cel mai bun sau cel mai potrivit în a vă da educație financiară, însă am precizat din umila mea experiență, vreau să împart cu voi anumite lucruri și vreau să vă explic niște rezultate la care am ajuns pe baza unor acțiuni și fapte. Unele am realizat că nu sunt cele mai bune și nu vă încurajez să le faceți, dar altele s-au dovedit nu de către mine, ci de către mulți oameni de succes că dacă le aplici, te vor ajuta, îți vor face mai ușor drumul. Așa e în viață. N-am făcut eu regulile astea și nici nu o să se termine la mine. Așa că e foarte important să construim încrederea de la început, pentru că nu m-am ferit să-mi asum faptele despre care am vorbit. Nu m-am ferit să spun că am făcut greșeli. Și cred că ăsta e un lucru foarte important în momentul în care vrei să stabilești relația cu publicul tău. Vrei să fii sincer, vrei să te faci cunoscut, pentru că dacă lumea nu te cunoaște, nu știe cum să te perceapă și cum să te trateze. Este foarte important să știți despre mine și despre trecutul meu. Au fost lucruri pe care vi le-am împărtășit în ideea în care să mă cunoașteți și să vă dați seama ce fel de persoană sunt. Așa că, da, am fost arestat, am ajuns în situații care nu au fost plăcute și le-am transformat în cele mai frumoase experiențe ale mele și vă explic ce am învățat eu din greșelile mele. Vă repet, negreșind nu poți învăța mare lucru. Trăind într-o societate în care liniile au fost trasate și tu doar le urmezi, nu o să poți să te dezvolți. O să faci doar ce vor alții. Eu n-am vrut niciodată să fac ce vor alții, am vrut întotdeauna să reușesc să simt libertatea pe care o meritam eu, ajungând de la un punct din care am plecat unde mi-am dorit. Într-adevăr, de multe ori n-am avut o viziune clară și nu am avut o siguranță asupra lucrurilor pe care vreau să le implementez, dar am încercat. La fel a fost și cu YouTube-ul. La fel a fost și cu câinii în momentul în care am plecat din România. La fel e cu orice în viață. Dacă nu te pui în situație, nu vei ști cum e. Și nu poți să judeci pe cineva doar pentru că l-ai ascultat 10 minute sau i-ai văzut câteva filmări pe YouTube. De aceea, nu-mi judec persoana sau nu-mi judec urmăritorul care mi-a comentat chestia asta, încerc să explic și să îl fac să înțeleagă puțin diferit lucrurile. Nu suntem toți la fel, nu putem avea toți aceeași păreri, ceea ce este foarte bine. De aici vine și comunitatea pe care vreau să o formez, pentru că eu caut oameni care sunt dispuși să înțeleagă lucrurile și să se dezvolte. Cei care nu vor să facă chestia asta nu este nicio problemă. Am precizat în promul pe care l-am făcut pentru comunitate că nu se va schimba nimica odată ce nu te vei alătura canalului. Vei avea același conținut ca și până acum, voi face muzică în continuare și voi fi la fel de deschis în legătură cu activitatea mea. Doar că cei care vor cu adevărat să învețe ceva vor avea un plus din partea mea. Vor avea mai multă atenție, vor avea mai multe interacțiuni cu mine și explicații la probleme concrete. Așa, generalități puteți să vedeți pe YouTube din partea oricui. Dar lucruri aplicate și situații concrete și concluzii care duc undeva și care te ajută cu ceva le găsești în cărți sau în experiență. Dar e mai greu în zilele noastre să-ți faci timp să citești, așa că de asta am hotărât pentru voi să încerc să pun lucrurile astea pe un suport video și audio. Și cu astea în minte vreau să închei acest vlog și să vă mulțumesc noilor membri ai canalului pe care am văzut că i-am câștigat de când am activat opțiunea asta. Nu o să vă dezamăgesc, o să fac conținuturi mult mai ample, mai calitative și mai înspre folosul vostru și o să încerc să intru, de fapt nu o să încerc, o să intru în live o dată pe lună cu voi pentru început, pentru că nu sunt mulți și nu aș vrea nici să plictisesc și să vorbesc doar cu câțiva oameni. Așa că vă mulțumesc încă o dată pentru cei care s-au alăturat canalului Marțian Oficial
și rămâne să ne adunăm cât mai mulți ca să putem discuta și dezvolta cât mai multe lucruri împreună. Vă mulțumesc!